Salutare YouTube, numele meu este Aurel și astăzi vom juca episodul 2 din Minecraft versiunea 1.8.8 Survival. La primul episod am făcut puțin de greșeli, eram și la început. Nu că acum aș fi prea departe, dar am exagerat un pic cu durata videoclipului. Am văzut că am luat și o părere negativă de la un domn care a vizionat videoclipul meu. Este ce așteptat, nu sunt deocamdată un meseriaș în treaba asta, dar cu timpul sper să devin. Cum vă spuneam în episodul trecut, am început să fac o mină dintr-o peșteră deja existentă. De fapt, la un moment dat am găsit altă peșteră și atunci vom merge acolo să o explorăm, pentru că de rând trecut am lăsat niște fier, niște roci care ne mai folosesc și e păcat să nu le adunăm. Voi coborâ așa ușor pe lângă lavă și am ajuns unde am rămas în episodul trecut. Avem și un clipper acolo. Dacă am putea noi să deja ne vizitează. Am scăpat. Și încă foarte bine. Să stupăm puțin aici lava ca să culegem în liniște fierul. În acest videoclip mi-am propus să nu întârzi mai mult de 15 minute. Nu de alta, dar eu personal nu urmăresc videoclipuri lungi. Și atunci, pe sistemul ce ție nu-ți place, altă nu-i face și eu o să mă limitez la 15-10 minute. Ca să nu mai vă plictisesc. Ups, aici este un pic de lavă. Și ar trebui să traversăm noi acest râu subacvatic. Râu subacvatic, ce glumă fac și eu. Acest râu subteran, am să zic. Acum mi-am mai luat-o, probabil că de la un YouTuber, un dislike pentru asemenea gafă, dar este de scuzat. V-am spus la început, sunt și nu încă nu sunt deprins să vorbesc altora prin intermediul YouTube-ului. Probabil că peste câțiva ani o să văd aceste videoclipuri și eu și o să mă amuz, da. Sper să apuc acei ani și sper să apuc și vechimea asta pe YouTube. Ne găsim la o soluție tehnică să ajungem mai departe. Nu știu dacă se merită să merg până acolo. Văd tot așa un râu. A trebuit să mă întorc și să cobor. Să merg mai jos. Vă spuneam că în episodul trecut mi-am propus să ajung la fundul pământului, să zic așa. Acolo se găsesc diamantele. Și atunci trebuie să săpăm. Deja am ajuns. Ciudat de aproape, dar să încercăm aici să căutăm. Între timp mai găsim cărbune care ne ajută să ne facem torțe. Am o singură torță, văd.
Și atunci a trebuit să fac ceva și în privința asta. Este deja ceva cărbune în zonă. L-am adunat pe tot. Și uitați-vă că am găsit și diamantele. Acum sper că voi primi pe lângă părerile negative și păreri pozitive și aprecieri, de fapt, că am găsit și anume diamante. Jocul în sine are pentru obiective și treaba asta, să găsim diamante. Diamantele ne ajută la să construim mai multe unelte, chiar și armuri mai bune. Aici voi construi un fel de... Tocmai mi-am rupt târnăcopul. Dar dacă tot va fi început de mină aici, voi construi încă un crafting table. Și voi pune aici. Voi construi și două cuptoare pentru a topi metalele care le-am găsit, special, de fapt, numai aurul și fierul. Aici voi pune aurul. Să-mi fac totuși târnăcop de fier în continuare. Și să poziționăm totuși ăsta frumos. Să-i dăm și lui o întribuințare. Să mai retragem de aici cărbune și să punem aici. Iar aici voi topi niște fier. Voi construi și un cufăr în care voi păstra prețioasele mele diamante. Să-i facem și lui aici un loc frumos. Și voi depozita și toporul, pentru că nu putem folosi toporul în mină. Lemnul este prețios deocamdată. Și cam atât. Bun. Ce n-am făcut noi și am zis că facem este să... Voi fi nevoie să merg la suprafață să aduc niște lemn. Am făcut și un eblou de aur, care deocamdată nu ne poate folosi mai la nimic. Este singur. Deci vom pune o torță, tot așa, pe partea dreaptă, ca să... Și să nu ne încurcăm. Și efectiv va fi... Asta va fi tunelul principal în mină și din el va porni laterale, stânga-dreapta, niște galerii în care tot așa vom căuta diamante și alte roci prețioase. Uite, deja am găsit ceva fier. Pe care, bineînțeles, să vă pune și pe el la topit. Tot suntem aici aproape. Și mergem mai departe. Să plecăm și... După ce voi...
bântui puțin până mină. Fiind voi să la suprafață să-mi fac o sursă permanentă de mâncare. Adică să devin cultivator, crescător de animale, ceva de genul. Pentru că mâncare deja am foarte puțină. Eu zic cam atâta să fie deocamdată. Culoarul de mină. Destul să acoperim și aici să cadă frumos. Nu trebuie chiar așa, da? Și acum o să săpăm niște galerii. Și să începem de aici, unde deja este... Să punem și... Ideal ar fi să stăm puțin mai departe, în caz de... vine lava, să putem să fugim. Și aici am găsit iar fier. Trebuie ceva fier mai mult ca să ne... definitivăm armura. Momentan am numai căciulță și căciulță și am doar căciulță și cizmulițe. Și cu acestea fiind zise, ne pregătim să închidem, că deja ne apropiem de 15 minute, dar nu închidem până nu ne facem și armura, cu toate că voi depăși puțin timpul alocat, cel propus de mine de 15 minute, dar vom face armura total. S-aude deja apa și lava. Și s-aude și un schelet care își face de cap. Să punem la topit totuși fierul și armura să ne facem acum. Asta ne-a făcut pentru piept și din ce se topește acum. Vom face și pantalonii. Dar trebuie să așteptăm. Și cât se topește, eu zic să mai dăm puțin cu târnăpopul. Și să lungim acest tunel. Să aducem niște lilici. Și aici și am descoperit iar niște fier. Și să vedem dacă este gata material pentru pantaloni noștri. Să punem și aici niște fier la topit. Și acum să încercăm să ne facem și pantaloni. Pantalon de tablă. Și acum suntem un fel de cavaleri. Avem armură, totul din fier. Și vreau să vă arăt cum sunt eu acum îmbrăcat. Da. Pardon. Frumos. Și cu acestea fiind spuse, eu vă las. Vă mulțumesc pentru vizualizare.
Aștept în continuare comentariile voastre, pozitive, negative. V-am spus, sunt încă la început și nu pot să spun că mă supăr, că spuneți ceva de rău, poate că mă ajutați. Și sper să ne auzim și să ne vedem data viitoare mult mai bine. Zi bună și pa, pa!